Bună ziua și mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență. Astăzi, conferința de presă va fi dedicată uh, unor subiecte despre care cu toții uh, sunt convinsă că le considerăm subiecte naționale, priorități naționale uh, și care au nevoie uh, de o implicare directă. A tuturor uh, instituțiilor statului, dar cu precădere uh, implicarea guvernului prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, deoarece acesta a fost înființat chiar cu acest scop: și anume de a sprijini familia, tinerii și, de asemenea, de a uh, milita pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Familia, trebuie să recunoaștem, este cea. Care simte imediat toate problemele economice naționale. Vorbim acum despre creșterea facturilor. Familia cea extinsă simte cum au crescut toate facturile, la gaze, la electricitate. De asemenea, din cauza acestora, toate prețurile au crescut și la alimente și la medicamente. Cine trebuie să facă față acestei situații? Membrii unei familii. Mama, tata bunicii, frații, cum nații, mă refer la familia extinsă, familia în integralitatea sa. Am făcut această subliniere pentru a nu exista interpretări ulterioare. De asemenea, în centrul atenției noastre este o situație care s-a agravat în ultimii ani și anume scăderea natalității. Foarte multe cupluri tinere amână momentul în care decid să fie părinți din cauza problemelor financiare. Există și o altă categorie, cea a tinerilor, care și-au asigurat o situație financiară mai bună, dar au intervenit probleme medicale. Aș vrea să intru direct în acest subiect extrem de sensibil și să vă spun că am publicat deja pe site-ul Ministerului Familiei un pachet de documente care modifică Programul național existent în acest moment, care se referă la decontarea procedurilor de fertilitate în clinicile din România, mă refer și la spitalele de stat și la clinicile private. Este vorba despre programul pe care l-am propus când eram primar general și care funcționează și în acest moment în București, chiar dacă redus, noi decontam 1000 de proceduri pe an, acum se decontează parțial doar 100 pe an și sunt de asemenea întârzieri și în urma acestui program, FIV, o șansă pentru cuplurile infertile, s-au născut în București 500 de copii și sunt 100 de sarcini în evoluție. Extindem așadar acest proiect de la capitală la întreaga țară, și aș vrea să vă dau și câteva elemente, aveți și expunerea grafică, el se adresează femeilor între 20 și 45 de ani. Diferența este aceea că până acum în Programul Național de Sănătate puteau accesa acest program doar femeile până în 40 de ani. Acum am crescut această vârstă la 45 de ani după modelul capitalei. Suma de contată este de 4500 de euro, echivalentul în lei este suma maximală, deoarece Prețurile diferă puțin de la un județ la celălalt. Aș vrea de asemenea să fac o precizare. Pot fi cupluri căsătorite sau nu. Și de asemenea pot beneficia de decontare și femei. Singure. Aceste condiții și criterii le-am discutat deja cu domnul ministru Alexandru Rafila, care încurajează foarte mult toate măsurile privind creșterea natalității și sprijinirea tinerilor pentru a decide mai grabnic să aibă copii. Vreau de asemenea să Subliniez faptul că se va legaliza și în țara noastră, pentru că în acest moment cele mai multe cupluri mergeau în străinătate, în diferite clinici europene, posibilitatea transplantului de material genetic. Cele care au apelat până acum în clinicile din Europa știu că aceste proceduri sunt destul de scumpe și probabil că trebuiau să strângă bani 2-3 ani sau să acceseze împrumuturi. Vreau de asemenea să subliniez, este această precizare. Legalizarea transplantului de material genetic. Acest program mi-aș dori să fie unul de succes și în România să se nască cât mai mulți copii. Cei care au decis deja să aibă copii, îi felicităm și vrem să îi susținem cu măsuri unele pe care le voi descrie în continuare, altele pe care le voi prezenta în momentul în care ele vor fi finalizate, dar pentru cuplurile care au problema infertilității, venim cu acest program direct, targetat, asumat, prin care statul, prin Ministerul Familiei și Ministerul Sănătății, decontează, practic, atât tratamentul, monitorizarea, procedura și, de asemenea, voi propune ca zilele libere să fie mai multe, nu doar trei câte sunt acum prevăzute, pentru motivul important că pe perioada procedurii femeia are nevoie de mai multe zile libere de la birou. Între 7 și 10 zile este ceea ce ne transmit specialiștii și de asemenea organizațiile și fundațiile cu care am lucrat pe acest proiect și cărora le mulțumesc. De asemenea, în perioada de transparență decizională așteptăm de la cetățeni, de la medici, de la asociații sau de la oricine este interesat, completări, adăugiri, sugestii, cu siguranță le vom prelua dacă ele sunt în sensul îmbunătățirii acestui proiect. Vreau de asemenea să vă prezint pe scurt alte două proiecte pe care le-am aplicat în București, când eram primar general și cred că sunt utile a fi extinse și la nivel național. Testarea genetică pentru cancerul de sânt, Așa cum știm, sunt forme incipiente care pot fi tratate definitiv, un sprijin de 3500 de euro, de asemenea, de contarea testelor oncotime, endopredict și mamar print. Dacă această afecțiune este depistată de timp și beneficiază de un tratament adecvat, cu siguranță rezultatele sunt îmbucurătoare. Vreau de asemenea să vă prezint și un alt proiect. Evaluarea riscului de apariție a cancerului la sân, recomandarea unor strategii de prevenție personalitate, de contare teste genetice, 2500 de lei, se cheamă testare BRCA. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? Faptul că trebuie să avem mai multă grijă de prevenție, de sănătatea noastră, femeile să fie sprijinite astfel încât să se simtă capabile din toate punctele de vedere, și fizic, și emoțional, și financiar, să poată fi mame și să nu mai aibă rețineri nici de ordin financiar, nici de ordin medical. Acestea nu sunt singurele proiecte care au legătură cu sănătatea pe care le propunem la Ministerul Familiei, dar pentru început am vrut să le cunoașteți și de asemenea să ne transmiteți idei de îmbunătățire. Vreau să trec acum uh, și să vă prezint sintetic care sunt de asemenea preocupările noastre în ceea ce privește situația copiilor din România. Lucrăm uh, acum intens la legea separării copilului de familie. De asemenea, un proiect care a fost aprobat prin PNR de construire și amenajare a 150 de centre de zi în care pot să studieze și pot fi îngrijiți copii din familii vulnerabile. De asemenea, vom înființa Observatorul Național pentru Copii și, foarte important de spus, suma pentru aceste centre de zi va fi de 50 de milioane de euro. Sunt aici două aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Pe de o parte, avem grijă ca cei mai mulți copii din familii sărace, din familii vulnerabile, să nu fie separați de aceste familii și atunci mergem cu măsurile țintite către aceste familii care să nu fie nevoite să-și trimită copiii în grija statului, în centre familiale sau la asistenți maternali. Iar de cealaltă parte, avem grijă chiar de copiii care au ajuns, din păcate, între timp în grija statului, în jur de 46.000 în România, și ne dorim ca niciun copil să nu mai fie în așa numitele centre de plasament. Cu toții să fie transferați în măsura posibilului, cât mai curând dacă se poate, în centre familiale și la asistență maternal, pentru că nu se poate compara atmosfera și ambianța care există într-o astfel de casă familiară comparativ cu un centru unde sunt foarte mulți copii, unde pot să apară situații de abuz, de neglijență și oricum nu se poate asigura un confort psihoemoțional. Încă o dată subliniez, grija este pentru copii în general, copiii care sunt în familii sărace și sunt acum în situația de a risca să abandoneze școala, și de cealaltă parte, dar nu în ultimul rând, situația copiilor care se află deja în uh, grija statului. O noutate a Ministerului Familiei este aceea că a înființat un departament care se va ocupa explicit de copiii românilor care muncesc în străinătate. În ce sens? Sunt situații uh, de lăudat, situații favorabile, în care copiii au hrana necesară, hainele, Merg la școală, bunicii sau rudele au grijă ca acei copii să se dezvolte armonios, să aibă o viață aproape de normalitate, pentru că părinții nu i-au uitat și le transmit lunar uh, sume de bani. Dar, din nefericire, a apărut un fenomen și acesta se dezvoltă. Sunt și copii ai căror părinți muncesc în străinătate, muncesc în diaspora, au lăsat copiii cu bunicii în vârstă sau care au decedat, ori s-au îmbolnăvit, ori nu mai au resurse materiale, iar acești copii sunt în risc de a abandona școal școala, sunt neglijați, nu mai au mâncarea necesară, hainele care le trebuie și, de asemenea, situația lor, din toate punctele de vedere, s-a înrăutățit. Ne dorim o colaborare cât mai strânsă cu primăriile și consile județene pentru a afla exact situația acestor copii. Numărul real, pentru că statisticile pe care le-am citit, din punctul meu de vedere, nu relevă adevăratul număr al acestor copii care sunt neglijați, pentru a putea interveni împreună cu autoritățile locale în sprijinul acestor copii. Vă aminteam puțin mai devreme despre Observatorul Național al Copiilor. Acesta va cuprinde. Toți copiii din toate le județele plus municipiul București care au nevoie de intervenția noastră, din diferite motivații. Ori sunt familiile plecate în străinătate, sunt în grija bunicilor care nu se mai descurcă, ori de asemenea au familia aici, dar este sub pragul sărăciei, nu pot să mai asigure copiilor condițiile minime de existență a unui trai decent. Vreau de asemenea să vă prezint câteva proiecte în legătură cu Anul European al Tineretului, pentru că există o componentă destul de importantă a Ministerului și cu privire la tineri. Din păcate, în ultimii 30 de ani, tinerii au fost declarați prioritari mai mult declarativ decât în fapte și vreau să marcăm cu seriozitate Anul European al Tineretului. Și nu doar prin ceea ce am notat pe ecran, aici doar amintesc caravana în mediul rural, finanțarea unor proiecte pentru tineri, educație sexuală pentru tinerii din mediul rural, Salon Național de Creație și Inventică, tabere pentru tineri, atât pentru cei cu dizabilități, cât și pentru cei care reprezintă cazuri sociale. Avem de asemenea în lucru trei proiecte pe care urmează să le transpunem pe site-ul Ministerului Familiei în transparență decizională și m-aș bucura ca organizații și asociații de tineri să vină cu propuneri de îmbunătățire, cu adăugiri. La ce se referă aceste proiecte? În primul rând la sprijin din punct de vedere financiar acordat tinerilor pentru achiziționarea unei locuințe sau a unui teren pe care să-și construiască o casă, de asemenea pentru studii sau pentru achiziția de calculatoare, laptopuri, imprimante, tot ceea ce este necesar pentru telemuncă sau pentru anumite mici investiții. Știind că sunt tineri care au o idee foarte bună, dar nu găsesc finanțare. Finanțarea de bază pentru a-și pune în practică acea idee. Cred că acest sprijin financiar acordat din partea statului va fi binevenit și așteptat de către tineri și va fi folosit la maximă capacitate. Rămâne promisiune pe întâlnirea următoare să vă prezint și uh, detalii. Am vrut doar să le amintesc pentru că le vom uh, uh, urca în transparență decizională. Nu în ultimul rând vreau să acordăm o atenție sporită femeilor fie că este vorba despre cele tinere sau de cele trecute de 40 de ani, care sunt la începutul vieții și vor să aibă copii sau care au deja 2, 3, 4 copii. Venim cu măsuri țintite în cadrul componentei noastre de egalitate de șanse pentru întreprinzătorii care angajează femei peste 40 de ani pentru antreprenorii care angajează femei cu trei sau mai mulți copii și, de asemenea, vă vom prezenta la momentul respectiv țintit care sunt aceste proiecte, deoarece le-am lucrat și mulțumesc pe această cale reprezentanților mediului de afaceri care au venit la întâlnirile noastre și și-au adus contribuția pentru realizarea acestor proiecte. De asemenea, ne dorim ca femeia să fie mai respectată la locul de muncă, iar criteriile de gen să fie și pentru noi uh, prioritate și nu doar ceva facultativ. Cotele de gen cred că trebuie să ne preocupe și vom începe pe model european cu câteva dintre nivelurile de management și le vom impune prin lege pentru că am observat dacă sunt lăsate uh, la alegerea domnilor, la hotărârea lor și nu sunt impuse, că trebuie, ci se poate, uh, ele nu devin obligatorii. Cred că a venit momentul să dăm mai mult respect femeii, repet, nu doar declarativ, ci și prin fapte. Acestea au fost câteva dintre proiecte. Nu abandonăm lupta cu violența domestică, violența în familie. Așa cum știți, împreună cu domnul ministru de interne Bode, suntem preocupați să se introducă și în România proiectul Ministerului de Interne, lucrat de acum câțiva ani de zile, privind brățările electronice pentru agresori, pentru că s-au încălcat peste 3.000 de ordine de restricție și, de asemenea, avem o statistică neagră. Anul trecut, peste 50.000 de femei din România au căzut victime ale violenței domestice, 69 dintre ele, din păcate, au murit, iar alte, Aproape 70 au fost la un pas. Sunt statistici sumbre și hotărârile în aceste privințe trebuie să fie imediate și deciziile de asemenea. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări legate de aceste subiecte, vă stau la dispoziție. pe luna ianuarie de aproximativ 7 miliarde de lei. Motivul pentru care Partidul Social-Democrat a intrat la guvernare este exact acesta și anume creșterea veniturilor categoriilor sociale din România. Am făcut-o chiar din primul moment. Așa cum știți, pachetul social a fost aplicat de la 1 ianuarie și au crescut alocațiile și pentru copiii de la 0 la 2 ani și de la 2 la 18 ani, de asemenea pentru copiii cu dizabilități. Deci am făcut acest lucru și vrem să-l facem în continuare bineînțeles, decizie trebuie să fie luate de comun acord în coaliție și cred că așa este colegial. Întâi să discutăm la nivelul conducerilor partidelor care compun arcul guvernamental și ulterior să anunțăm presei. De asemenea, așa cum am făcut-o și în pachetul social de la 1 ianuarie, ne dorim o creștere în continuare a pensiilor și nu ne dorim o vârsta creșterii de pensionare. Sub nicio formă nu suntem de acord ca femeile să, și bărbații să muncească până la 70 de ani. Considerăm că vârsta de pensionare trebuie să fie corelată cu speranța de viață și câtă vreme în România speranța de viață este scăzută față de nivel european, trebuie să avem grijă de acest detaliu. Nu putem să-i... Obligăm prin lege pe români să muncească până la 70 de ani și pe urmă să nu se mai bucure de bătrânețe. Cine se simte în putere, în stare și dorește să o facă, este altceva, la cerere, dar nu să fie o obligativitate. Dar și la cerere nu suntem de acord cu prelungirea activității dacă pensia a fost anticipată, deci o solicitare anticipată, sau au fost beneficiari de pensii speciale. De unde vor veni banii pentru celelalte programe? Vor fi pe fonduri europene sau pe bugetul de stat? Programul de creștere a natalității, primul pe care l-am prezentat, cel privind decontarea procedurilor FIV, va fi decontat în urma proiectului realizat de Ministerul Familiei și Ministerul Sănătății, direct din fondul de rezervă bugetară. Această decizie a fost luată în coaliție. Avem asumarea președintelui Marcel Ciolacu, a ministrului de finanțe Adrian Căciu. Domnul prim-ministru încurajează aceste proiecte privind creșterea natalității. Prin urmare, și de asemenea, colegii de la PNL au fost de acord cu introducerea în programul de guvernare a proiectelor pentru creșterea natalității. Prin urmare, există un consens pentru decontarea acestor proiecte care vizează declinul demografic în țara noastră se calculează în funcție de solicitări, pentru că nu se poate previziona decât inexact care va fi volumul cererilor. Să vă dau un exemplu. Până acum într-un județ din programul național se decontau doar 10 proceduri. În momentul în care se vor anunța aceste noi condiții, mult îmbunătățite, în primul rând suma mult mai mare decontată. De fapt în integralitate este decontat programul și de asemenea creșterea vârstei uh, pentru aplicante, automat cererea va fi mai mare. Putem să avem o estimare bugetară cam după 3 luni de la lansarea proiectului, pentru că atunci vom vedea în fiecare județ câte femei s-au înscris. De vineri este deja, de vineri este în transparență decizională, unde trebuie să stea 30 de zile. După ce vor fi culese toate opiniile asociațiilor, organizațiilor, cetățenilor, intră pe circuitul de avizare la toate ministerele care trebuie să își spună un punct de vedere și în maximum două luni ar trebui să avem această lege funcțională. Mai exact, 4500 de euro este sprijinul din partea statului. Vor fi acordați acești bani tuturor femeilor care aplică sau o să existe, nu știu, niște criterii astfel încât să se încadreze unele persoane și nu vor primi toate, toate femeile. Ca și la București, persoanele care au o indicație din partea medicului specialist pentru program de fertilizare in vitro, sunt cuprinse în acest uh, program de decontare, trebuie să aibă vârsta între 20 și 45 de ani. Am eliminat uh, condiția privind uh, valoarea amh pentru că era putea fi considerată discriminatorie și atunci am lăsat doar să fie recomandarea medicală și de asemenea cuplurile pot fi căsătorite sau nu, nu este o condiție eliminatorie. Am văzut această precizare în presă și anume faptul că Gabriela Firea decontează doar pentru cei căsătoriți. Nu, este decizia fiecăruia uh, în viață. Uh, cum își construiește prezentul și viitorul? Nu punem noi, ca autoritate, ca minister, o condiție ca aceste cupluri să fie sau nu căsătorite. De asemenea, iarăși, o noutate absolută este aceea că pot aplica și femei singure, dar pot beneficia de transplant de material genetic de la o altă persoană, de la un donator. Deci se legalizează și această situație. În momentul în care dosarul este completat, și îmi doresc să fie uh, cât mai multe elemente transmise prin e-mail, deci prin internet, uh, nu birocratic, automat întreaga procedură este decontată de stat. Și tratamentele de fertilizare in vitro și toate monitorizările pe parcursul uh, tratamentului, de asemenea, embriotransferul și monitorizarea ulterioară a sarcinii dobândite sau nu. Noi dorim să fie cât mai multe sarcini dobândite. Și în plus vreau să subliniez faptul că nu ne limităm la decontarea unei singure proceduri, dacă aceasta nu a dat rezultatul pe care ni l dorim cu toții, nu doar femeia care a fost supusă unui astfel de tratament, la recomandarea medicului poate să beneficieze de mai multe decontări. Repet, aici doar un medic specialist poate să-i recomande unei femei de câte uh, proceduri poate să uh, aibă parte, pentru că este vorba despre organismul fiecarei femei și este totuși un tratament hormonal. E normal să ascultăm specialiștii, să nu spună guvernul sau ministerul sau partidul câte uh, proceduri de fertilizare poate să suporte o femeie și acestea să fie decontate. Două, trei, patru, după cunoștințele mele mai mult de patru devine riscant pentru femeie. Dar aceasta a fost o paranteză pe care o fac ca femeie care s-a interesat de acest subiect. Va exista și o condiție de venituri? Adică femeile să nu depășească, nu știu, 200-2000 de lei pe lună sau în funcție de acest lucru? Nu avem o condiție legată de veniturile aplicantelor, pentru că ne-am gândit să nu fie un criteriu discriminator, de asemenea, am pornit și de la o altă situație. În acest moment, în România, se realizează proceduri de fertilizări in vitro, foarte multe aș putea spune, pentru că unul din cinci cupluri din România are o problemă de fertilitate în clinicile private. Practic, cine și-a putut permite până acum să achite un astfel de tratament, care costă în jur de 4.000 de euro, a făcut-o deja sau s-a împrumutat de la bancă sau de la familie. A ieșit cumva din situație. Uh, cel mai grav este că multe femei nu au mai avut de unde să împrumute sau cum să împrumute, sau uh, le-a fost teamă de ideea de a restitui împrumutul. Eu cunosc cazuri în București, de aceea am și venit cu acel program în capitala României, de cupluri care pur și simplu își făcuseră datorii pe care urmau să le plătească în an de zile și tot nu obținuseră o sarcină și de aceea proiectul nostru a fost foarte binevenit pentru că măcar i-a ajutat pe acei tineri să nu se mai împrumute permanent pentru procedurile de fertilizare in vitro. Era un ajutor foarte mare și este, îmi pare rău că s-a diminuat de la 1000 de proceduri pe an la 100 și nici acela în totalitate de contate. A spus mai devreme că au explodat facturile, familiile sunt afectate. Dumneavoastră, ca lider al Partidului Social Democrat, cât de mulțumită sunteți de activitatea Ministrului Energiei, Virgil Popescu, în momentul de față? Pentru că trebuia să vină și în coaliție cu un set de măsuri care să plece de la 1 aprilie. Nu a făcut acest lucru. Cum vedeți dumneavoastră situația asta? Premierul este cel care evaluează fiecare ministru în parte și îl consider apt să fie sau nu în echipa guvernamentală a domniei sale. E adevărat că și partidele au o responsabilitate pentru um, performanțele sau lipsa de performanță a unora dintre miniștrii guvernului. Eu personal mi-aș fi dorit um, o comunicare mai bună între noi și acceptarea soluțiilor cu care am venit. Din păcate uh, s-a ajuns... Cum spune românul, tot la vorba noastră, pentru că chiar astăzi vedeam uh, uh, pe internet propuneri de scăderea TVA-ului, dar noi când am propus scăderea TVA-ului la energie, partenerii noștri nu au fost de acord. Acum se propune scăderea TVA-ului la toate produsele. Am văzut de asemenea propunerea de scăderea CSE-ului, dar noi când am propus pentru construcții s-a spus că afectează pilonul Ce 2. La, la domnul președinte, dar. De asta vreau să spun că important este atunci când specialiștii vin cu niște soluții, fie că sunt de la PSD, de la PNL, UDMR sau minorități, să le analizăm cu mai multă seriozitate, să nu le respingem a priori doar pentru că au fost propuse de partenerii de guvernare și după câteva luni să ajungem tot la acea idee. Dar eu cred că, după toate uh, greutățile pe care le-am avut în această perioadă și uh, problemele uh, la nivel uh, politic, uh, fiecare a învățat o lecție. Și principala lecție este aceea a colaborării. Și dacă toți suntem împreună la guvernare a unei colaborări oneste, sincere, și în care să nu ne disputăm tot timpul maternitatea sau paternitatea unei soluții. Important este ca aceea să fie bună, să fie viabilă și să în bine viața românilor. La totul la TV, ne putem... exact, care sunt măsurile pentru combaterea violenței domestice și de când ar putea fi aplicate. Măsurile pentru combaterea violenței domestice se înscriu în special în Convenția de la Istanbul, a cărei România este parte, pentru că suntem și noi semnatari ai acestei convenții din 2011 și consider că acele măsuri sunt bune, în special sunt mai drastice cu privire la agresori. Așa cum vă spuneam, 3.000 de ordine de restricție au fost încălcate anul trecut. Asta înseamnă că măsurile de acum nu-i mai sperie pe agresori și de aceea trebuie să fie luate mai multe măsuri, inclusiv cea pe care am menționat-o privind brățarea electronică aplicată a agresorilor. De asemenea, îmi doresc ca, ca în județe să fie mai multe locuri în locuințele protejate, astfel încât femeile să înțeleagă că nu este o stare bună, nu este o stare naturală aceea de a sta în cămin cu agresorul și să-și pună viața în pericol, pentru că, așa cum v-am spus, foarte multe femei au murit sau altele au rămas cu sechele, au fost la un pas de moarte, ca să nu mai vorbesc de trauma enormă asupra copiilor. Dacă sunt informate și află că în județul respectiv există locuri, în locuințe protejate, unde nu au doar un acoperiș deasupra capului, medicamente, alimente, îmbrăcăminte, ci și sprijin, și aici ne implicăm în această perioadă, din punct de vedere juridic, de asemenea, psihologic, susținere și reprezentare în cazul unui divorț. Dar cel mai important, sprijinirea pentru a găsi un loc de muncă și a se reintegra într-o viață normală, de asemenea, educație pentru copii. Eu cred că mult mai multe femei ar conștientiza că își pun viața în pericol dacă trăiesc lângă o, în, încă un agresor, că viața normală nu este cea în care să accepti violența verbală și fizică sau una dintre ele. Și că viața este un dar de la Dumnezeu și ea trebuie să fie păstrată. Normalitatea este bună înțelegere, armonie și comunicare. Dacă nu sunt to toate aceste ingrediente ale unei vieți fericite, femeia trebuie să știe că este protejată în aceste locuințe care le asigură o viață cât de cât normală, chiar dacă nu în cămin, în căminul propriu, dar un prim pas pentru o viață decentă în viitor. În București, ca primar, am achiziționat o clădire cu 100 de locuri pentru femei aflate în această situație și ele se simțeau protejate. Am mediatizat cât am putut, în sensul în care femeile să știe că au unde să meargă. Firește, adresa acestui imobil nu este cunoscută pentru a nu risca incidente și anume agresorii să vină să le hărțuiască, să le amenințe, să le intimideze și așa mai departe. Am vrut să îmi permite câteva întrebări. Noi faceți parte din conducerea Partidului Social-Democrat. Liberalii au acuzat PSD că au orchestrat protestul de la STB. Astfel, ei au venit și cu un proiect de lege prin care interzic membrilor de sindicat să mai facă parte dintr-un partid sau dacă fac parte dintr-o organizație patronală să mai fie membrii de partid. Cum vede Partidul Social Democrat inițiativa liberalilor de a interzice oamenilor din societatea civilă implicați în asociații să mai facă parte din partidele politice? Nu am fost implicați sub nicio formă în protestul organizat de angajații STB. Este foarte rău că după un an și trei luni nici primarul, nici directorul general al STB nu au stat de vorbă cu peste 11.000 de angajați. Respectul, de asemenea, dialogul, transparența trebuie să existe în cazul oricărei autorități și a veni ulterior în cazul unui conflict de muncă să dai vina pe adversari, pe alte partide, pe competiție, nu este un lucru corect. În momentul în care faci acuzația, trebuie să vii și cu probe. Nu există nicio probă. În privința acestui proiect, cred că cel mai corect este să-și spună opinia societatea civilă și anume asociații, organizație, chiar și presa, dacă accepta această dublă calitate, dacă nu se acceptă de majoritatea celor care și-au expus opinia, este normal să se separe. În cazul concret al liderului de sindicat de la STB, acesta și-a dat demisia din Partidul Social Democrat și, de asemenea, din calitatea de consilier general. Dar au fost și alte cazuri în țară de lideri de sindicat care s-au aflat pe listele de Consiliu Local sau Județean ale altor partide decât PSD, dar acolo nu au mai fost colegii de la PNL atât de scrupuloși o luăm ca atare. Dacă societatea solicită această schimbare, noi suntem de acord ca dovadă că liderul de sindicat și-a și dat demisia din partid. Este un proiect la care țin foarte mult și pe care l-am lucrat împreună cu reprezentanții asociațiilor oamenilor de afaceri. O mulțumire și o reverență în plus doamnei Cristina Chiriar de la CONAF, care a venit cu câteva sugestii. Dați-mi voie să vin cu proiectul concret în momentul în care este finalizat, dar acest lucru ați anticipat, îl prevedem, și anume deduceri fiscale pentru antreprenorii care până acum. Le primeau într-o anumită formă doar dacă era vorba despre angajarea unui tânăr sau unui șomer. Acum vrem să avem criterii speciale și pentru femei de peste 40 de ani și pentru femei cu mai mulți copii. În cel mai scurt timp vă promit că acest proiect va fi gata. Mai am două-trei întâlniri și vi-l pun la dispoziție. al democrat această reexaminare a legii și ce amendamente va face Ministerul Familiei la legea votată de Parlament și retrimisă spre reexaminare de președinte. Legea protecției drepturilor copilului este blocată în Parlament și este foarte grav că este blocată și îmi doresc o deblocare rapidă. Din acest motiv subliniați și de dumneavoastră de neconstituționalitate, dar cred că este o neînțelegere la mijloc, și anume acel articol despre care s-a vorbit în spațiul public cu privire la uh, educația sexuală uh, pentru copii. Am discutat direct cu uh, colegele noastre de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, de asemenea și cu specialiști. Ne dorim să cuprindă această lege educație, pentru sănătate, deci educație sanitară, cursuri extrașcolare cu aprobarea părinților. Deci, practic, discuția despre educație sexuală sau nu cade câtă vreme noi reformulăm, am și transmis deja textul. Și atunci nu va mai fi uh, niciun fel de antagonism în societate uh, sau opoziție. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, o zi bună!